Povestea înșelăciunilor cu accidente rutiere se repetă din ce în ce mai des. Speriați de tragedia care le-ar fi lovit familia, oamenii își pierd luciditatea și ulterior și banii. O femeie din Blejoi a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute care susțineau că nepotul ei a fost implicat într-un accident de circulație. De aceea ea ar fi trebuit să plătească o anumită sumă de bani. Crezând spusele persoanelor care au contactat-o, femeia s-a deplasat la un oficiu poștal unde a depus suma de 1400 de lei. Ulterior, a fost contactată telefonic din nou de aceleași persoane care, de data aceasta, i-au solicitat o sumă mai mare, respectiv 12.000 de lei. A fost momentul în care femeia și-a dat seama că ceva nu este în regulă și a alertat poliția. S-a organizat un flagrant. Femeia și-a dat întâlnire și a apărut un bărbat la volanul unui autoturism de tip taxi. Acesta a primit banii și în momentul acela au apărut polițiștii care l-au și reținut. Persoana respectivă susținea că a fost contactată în timp ce se afla într-o stație de taxi din București de către un bărbat care susținea că este avocat și că trebuie să se deplaseze la Ploiești pentru a ridica o anumită sumă de bani, însă timpul nu-i permite. Oamenii legii nu au crezut însă povestea taximetristului și îl cercetează acum pentru înșelăciune.